Pentru câteva zeci de minute, localnicii din comuna Dâmbovițeană Runcu au trăit clipe de groază în seara de miercuri. Natura s-a dezlănțuit. Oamenii spun că vântul a suflat atât de tare încât a smuls copacii din pământ. Aproximativ 15 hectare de pădure au fost distruse, două case au rămas fără acoperișuri, iar alte câteva zeci au fost afectate parțial. Oamenii s-au speriat și spun că n-au mai văzut în viața lor așa ceva. În urma vijeliei care a fost la Runcu, după cum se vede, s-a rupt foarte mulți copaci, în special pădure în amonte, foioase și conifere, toată a picat jos. Avem și câteva locuințe care au zburat acoperișul, cele două pensiuni, mai avem în satul Brebu, tot la fel, a zburat sigla acoperișuri și dacă ținea mult, o încurcam rău de tot. Norocul nostru a fost că a durat numai câteva secunde. Deci în câteva secunde, practic, ne-a terminat. Cam câte hectare de pădure estimați? Hectare nu putem să vă spun, pentru că la ora actuală nu am estimat, dar să fie în jurul la vreo 15-20 de hectare, pentru că noi avem pus în posesie în jurul la 6.000 de hectare de pădure și la ora actuală nu am putut să facem o evaluare ca să vedem despre ce e vorba. Au fost momente de panică, chiar de groază, pentru că la noi în comună nu s-a mai pomenit așa ceva. Preț de câteva secunde să fie ras, așa cum se vede din imaginile pe care o să le prezentați, pomi, case, vilele acestea, pensiunile unde acum în zona în care ne aflăm, la noi în comună nu s-a pomenit. Am o vârstă la 50 de ani, nu am pomenit așa ceva. A mai fost o perioadă când am mai dărâmat pe aici, am fost la munte. Da, acum am înțeles că a dărâmat. M-a dărâmat, da. Și aici a luat acoperișul? Da, vă dați seama că a fost vijelie puternică. Probabil că a tras și cursul apei, probabil, și asta a fost. Un bărbat care lucra la pădure și-a văzut moartea cu ochii când natura a început să se dezlănțuie. Furia naturii l-a surprins în mijlocul pădurii și numai Dumnezeu l-a salvat în ultimul moment de la moarte. Înainte ca furtuna să se producă, omul s-a dat jos din mașină, iar când s-a întors nu i-a venit să creadă. Un fag picase pe autoturism. Ați avut noroc că n-a fost în mașină, că altfel vă omora. Ați mai văzut așa vijelie? Era puternic, nu? Vijelia a creat probleme și în orașul Găiești. Aici acoperișul unui bloc a fost mult și aruncat la pământ.